Liceul Tehnologic Metalurgic a organizat astăzi Ziua Porților Deschise. Pe parcursul zilei, zeci de elevi au pășit pentru prima dată într-o unitate de învățământ liceal și au aflat oferta educațională pusă la dispoziție celor care aleg să devină elevii săi. Aproximativ 450 de elevi vor vizita unitatea noastră, laboratoarele, atelierele, sala de sport, ca obiectiv să vadă atmosfera, baza materială a Liceului Tehnologic Metalurgic. Elevii au putut vizita laboratoarele, sălile de clasă și sala de sport și afla amănunte despre oferta educațională a liceului. O parte dintre motivele pentru care ei ar trebui să opteze pentru metalurgic le-au fost oferite chiar de liceeni. Rolul acestor două zile este să informăm elevii, vor veni însoțiți și de părinți, pentru că și ei trebuie să fie informați și sper să avem cât mai mulți elevi în clasa nouă, atât liceu cât și școala profesională, în septembrie 2019. Faceți foarte bine, sunt profesori foarte buni și înțelegători. Poți să înveți o meserie iar pe viitor să-ți găsești mai ușor de lucru? Da, se poate găsi mult mai ușor de lucru, datorită specializărilor noastre. Ce le-ai spus elevilor care au vizitat această unitate de învățământ? Să vină aici. Profesorii sunt foarte buni, mai ales doamna Mocanu. Și de aici o să poată să iasă direct cu o meserie, dacă vor să vină la profesională, direct. Oaspeții Liceului Tehnologic Metalurgic s-au arătat încântați de cele văzute. O parte dintre ei au susținut că sunt interesați să devină liceenii acestei unități de învățământ. Astăzi, în vizită, a fost foarte bine și cel mai mult mi-a plăcut la simulator. Laboratoarele, atelierele, cum ți s-au părut? Frumoase și interesante. Ți-ar plăcea să studiezi la acest liceu? Da. Este pentru prima oară când intri într-un liceu? Da. Și cum a fost? Mie mi s-a părut foarte interesant acest liceu pentru că are o grămadă de modalități pentru care ne ajută în viitor. Mai exact? Simulatorul, biologia, limbile străine și laboratorul de chimie. Mi-a plăcut cel mai mult. A fost interesant. Am învățat că trebuie să mai întâi să umblu la panou și după să schimb becul. Profesorii sunt de treabă. În cadrul Liceului Tehnologic Metalurgic funcționează pe lângă clasele de liceu și mai multe clase de învățământ profesional. Unele dintre acestea sunt de tipul celor clasice, alte patru sunt de învățământ dual.